Salută, dragi mei prieteni, astăzi ne vom juca pe Roblox împreună cu voi. Mulți dintre voi iubiți să vă jucați un așa numit joc obi. Bine, eu sunt, cum se zice, iubitor de obi sau mai bine zis, amator. Dacă vedeți că la mine un pic este schimbat glasul, mă simt un pic rău, un pic mult. Ok. Ce să văd, stați un pic. Bine, da? Se încarcă greluț. Obiul de broster. Eu revin când obiul este gata. Sau nu. El deja e gata. Păi mă gândeam că mai mult, dar... Păi se dă Carl. Păi ești nebun Carl. Bine, eu mi-l pe Carl. Ia uite, bă, ce tare arată. Carl e tare. Bă, mi-am luat de-astea. Tu ești nebun? Oh my god, fraților! Eu deja aici zbor, ești nebun. Crău. Bine, mi-l ia pe crău. Crău este unul din preferații mei. Bine, de ce faci lag? De ce faci lag? Mă rog. Face lag, nu-i nimic. Dăm așa un Yuri. Și acum trebuie să ne luăm ăsta, să ne luăm ăsta harpoane sau cum se numesc astea. Bine, luăm aici pe crau. Îi punem asta în mână. Dacă eu nu trec cum trebuie obi-ul, mă scuzați, dar n-am trecut de mult obi. Nu, trebuie viteză. Sau nici viteză nu-i treaba. Mă rog, voi trece și așa. Și fără alea că e mai ușor. Nu, VIP eu nu vreau să cumpăr. Hop, 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 hop. Ai, și mă temeam la ultima să nu pic. Dar nu-i rău să obiu, să zic serios. Eu atunci eu și pot să merg direct, că personajul meu e Namp. Și se ridică. Bibi, bă. Nu, să zic așa... Să dau stele. Păi, uitați-l pe Leon. Shark Leon, Leon, Shark Leon. Bă, ce tare. Bă, obiu ăsta de la mine primește. O, dar ați văzut ce viteză. Zici că e ninja. Chiar e ninja, dar nu chiar așa. Vezi că o viteză că nici nu reușești să-l vezi. Bine, costumele sunt făcute calitative, este și Nita aici. Dar bine, eu nu doresc pe Nita. Pe Nita o are fiecare jucător la 8 trofee în sus. Cam așa, nu? Sau 16. Depinde. Ok. Obiu, simplu. Păi de ce tu ca un film trebuie să... Cazi jos, ce-i tara. Frumos. Bine, eu mă duc cu Leon. Leon? Cum este corect? Leon sau Leon? Sau Lion? Fiindcă sunt mai multe versiuni. Unii zic Leon, unii zic Leon, unii zic Lion. Și cam nu înțeleg, eu pentru mine el este Leon sau Leon. Dar Lion, parcă ar fi Line, de pe YouTube. Bine, este așa un canal interesant. Te-ai blocat aici sau ce? Ia uitați. Bine. Bă, hai că fără Leon mor. Fără Leon mor sau ce? Nu trecem și așa și fără, fiindcă te încurcă chiar costumul lui Tara. Bine, unele costume te încurcă, să vă spun serios. Bine, și trecem așa, și trecem... A, acolo se dau de-astea, care îmi trebuie mie. Vom trece. Am văzut la videoclipul ăla care cu gemurile. Oh, și gemurile cu Robuxii,
Deja mă încurc gemul Robux și parcă sunt tot aceleași. Că s-au acumulat vizualizări, cred că puțin ați înțeles, fiindcă mi s-a primit pixelat. Spun serios, l-am făcut din grabă. Nu chiar din grabă, dar... Mă rog. Nu mi s-a primit, recunosc. Dar de ce? Nu știu. Fiindcă, bă, te stărui. V-am stărui, v-am arătat de vreo 3 ori l-am înregistrat. Și nu a mers. Mi s-a primit pixelat, dar pe urmă am avut așa o problemuță și când am fixat-o deja... Ne, hai să ne luăm și asta. Donutul ne trebuie. Ma, hai să vedem. Tac, asta e de sus. Și de viteză. Gata. Scoatem astea. Ca apoi mă mai pierde un pic. Acum putem să ne punem pe ăsta. Ui. Mă, pe asta. Păi, dar e ușor. Dacă ai astea. Și nu-i cam prea ușor. Bine, am trecut deja destul de mult. N-am înțeles. A, aici deja sunt mai distanțiate. Hop, hop, hop. O, acolo e Spike. Rămas să fie Sandy. Și avem deja toate legendarele. Bine. Dacă vreți să vă jucați cu mine Roblox, puteți să mă găsiți cu numele Paladivic, toate cu litere mari, fiindcă asta este primul cont pe care mi l-am creat și nu m-am jucat de mult pe el, fiindcă crezând că l-am pierdut, încurcam pe primele litere, le încurcam. Băi, așa haios, băi! Băi, uitați-vă, uitați-vă! Salut! Hello! Bine. Gata cu glumele, fiindcă aici noi suntem băieți serioși. Îl avem pe Spike. Dar vreau să-mi scrieți în comentarii care e cel mai bun star power, cel care e cu viață sau cel care învârte ăștia, cum se numește, am zis deja, uit, care învârte un fel de spini ăștia. Eu cred că cel mai bun ăsta e cu spinii, fiindcă spinii, ca un fel ai aruncat o lucuță, un pic o lucuță, cum se mai spune în popor, popular. Ai aruncat un pic și gata, tu știi deja unde e ăla, fiindcă spinii s-au învârtit și dacă l-au agățat, se umple ultimata. Și aș vrea să vă spun, dacă vă place acest obi, puteți să-l găsiți cum am găsit și eu așa la mișto. Păi, serios, vreau să filmez alt fel de obi, dar mă rog. Dacă chestia asta nu mai am nevoie. Bine, hop. Bine, eu sunt și parcurist și iubitor de obi, ești nebun. Hop. Și am dat fail. Opa! Hai, peste două băncuțe, peste două băncuțe! Slappy Sandy. Bine, e skinul ăsta albastru. Bă, dar e tare, recunosc. Bine, aici e deja obi. Obi e ușor, de exemplu, fiecare nob îl trece. Și profesionalul nici nu se uită la el, că îl trece pe 3 secunde. Bine, sunt unele etape grele. Da, de exemplu, vedeți, am picat și... Dar m-am ținut bine. Și ce interesant că aici pot să fii înșelat de unele... Asta e tot ceea ce trebuie să fii mai atent, uitați, vedeți? Dacă tu nu prea ai jucat obiul și nu cam știi etapa asta, poți să calci pe apă și crezând că nu trebuie să calci pe astea. Și cam deodată, uite, și te avertizez că aici este o șocapcană bună, că uneori pe astea nu trebuie să calci și tu calci. Oh my god. Deci tu glumești, cred că. Gata. De ce? Hop, hop. Bine, cât am filmat eu? 9 minute. Următorul videoclip va fi tot cu Robuxii. Cum pot să-i formez acum un truc? 3% dintr-o 100.
Ați vrea asta. Verde. Să fie... Ar putea să fie verde-verde sau poate să fie verde-albastru. Verde-albastru. Roșu. Băi, și norocul deja mi-a mers. Ok, nu mai trebuie să... Sunt mai multe cum puteți să ghiciți. Bă, verde-albastru. Roșu-roșu. O, gem grebu. Opa. Hop, 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 hop. Bine, ceva ușor, adică... Până unde mai avem de ajuns noi? Nu, deja l-am trecut pe el primul, Leon, Sandy. Ce zici, noi am observat. E cum a venim la Daryl. Și am văzut că unii dintre voi chiar mă întreabă când mă întâlnesc de cum eu țin minte toate numele de la Broster. Este simplu, dacă începi să te joci încet și îți place vreun personaj, tu memorezi atacul, ultimata sau super, cum se mai numește, și tot așa. Eu, de exemplu, când țin minte că când am început să mă joc eu prima dată, telefonul mamei mele, Max, trebuia să iasă Max. Asta țin minte 100%, că ești deja nu mă amăgesc eu. Și cum ieșea Max, eu dezblocam pe Nita, pe Colt și făceam până la 1000 de trofei. Pe urmă, da, dar mi se ștergea jocul, fiindcă mama ștergea, efectiv. Mama ștergea, dar nu era nimic, că până la urmă e un joc. Și tot așa ce am făcut. Prima mă jucam pe telefon la tatăl meu și tot așa. Bine, pe telefonul tatălui mi-am făcut și canalul meu propriu. Bine, Victor Prasa, nu mai țin minte. Bine, și trebuie să avem viteză. O, Bibi! E ce tare. Propriul meu canal unde eu postam. De la 700 trofee până la 2000 și ceva, adică făceam avansări. Bine, nu mă întrebați de ce fac hack-uri, fiindcă nici eu nu știu ce fac pe aici. Bine, mergem așa încet ușor. Bă, ar fi mișto dacă te-ai putea sui pe ei, dar ei cred că sunt doar de formă, dar acum să încerc că nu vreau. Fiindcă ar putea să fie, bine, luăm checkpoint-ul. Poate să fie de-asta... Unde asta, o greșeală. Bă, m-am mișcat un pic și nu m-a luat, dar m-am dat în spate și m-a luat, bă, trebuie să fie mai atent, o, transparent. De exemplu, bă, acesta e unul din cele mai ușoare, o, și acum mi-a dat pe Sandy ușor. Salut, Sandy. Și ce interesant că dacă e costumile, parcă ai mai mare viteză. Bine, Mortis. Salut, păcat că nu spun skin-ul. Bă, serios? Păi zic că e ușor să treci de etapa asta, dar... Depinde, pentru fiecare. Ok. Până vom trece obi-ul, mai avem vreo... două level-uri și gata. Două de astea nivele de trecut. Două rânduri și ne ridicăm la suprafață. Deci eu fac așa, deja, hack-uri. Bine, mulți dintre voi... poate vreți să mă joc Among Us. Și vreau să vă dau așa o întrebare, dar cum ar fi să mă joc Among Us cu cheat-uri? Bine, eu deja l-am instalat, m-am mai jucat de vreo câteva ori, mai fost bănuit din cauza că mi-au dat că-s hack, cam hack. Mi-a dat de-asta ban și nu puteam să intru pe niciun server. Bă, dar eu efectiv le ziceam la băieți că am hack și le ziceam cine e impostorul. Și până s-a găsit unul că nu-i trebuie să-i zică nimeni nimic, totul era bine, toți erau deprinși, adică eu nu picam deloc impostor, recunosc, nu picam deloc impostor și erau deprinși că eu le ziceam pe toți. Eu îi ziceam pe toți și mă repede câștigam, adică noroc chiar. Dar dacă sunt și jucători din ăștia căi, numai să spună, dacă îți dau bani direct, deja ăștia nu mai sunt jucători, fiindcă ei deja
pot să scoată că și-au pierdut și jocul, fiindcă tu îi ajuți să câștige, dar ei pe tine te la. Bine, nu voi spune cine, fiindcă până la urmă poate toți așa am trecut. Ia uitați. Uzori făcut frumos, adică da, este ceva, este grafică bună. Ok. Eu până când trec așa doar prin salturi. Fiindcă prin salturi. O, oh, Mortis! Mortis, bă, frate! Bine, l-a făcut cam... Cam nu s-a primit Mortis cum trebuia, dar îmi place. Să-ți spun serios, îmi place. Fiindcă, bă, te-ai stăruit și încă costum arată așa. Totul e în 3D, confio. Ai greșeala mea. Da, greșeala mea, fiindcă puteam ce mai rapid să ajungem aici. Peste două ori deja este noul update, voi face live, cred că. Nu sunt în curs când va ieși acest videoclip, dar sper că va ieși de grabă, fiindcă când va ieși live-ul, eu vă spun că poate a ieși mai de grabă ca live-ul, dar eu nu știu. Ok, aici avem deja camera înșelătoare, trecem de ea fuguța. Bă, fraților, eu n-am timp de prostii. Din curcubiul acesta trebuie să vă alegeți, de exemplu, culoare. Eu mi-aleg două culori, mi-aleg albastru și verde, fiindcă sunt unele din cele mai din preferatele mele. Bă, știu așa ceva, că tu trebuie să treci prin personaj. Bine, am mai jucat cu Granny, cu Baldi. Băi, da, cum am gândit că astea sunt așa niște personaje. Ia uitați. Și gata, am trecut la sfârșit. Bă, nu mă uitați-vă la hartă și telefon făcut. Telefon sau telefon? Leon. Ia uitați-l. Shark Leon. Ce? Dă-ți ce? Covorul, bă. Mi-am luat covorul. Ești nebun, mi-am luat covor. Acum putem să zburăm prin toată sala. Bine, la cine am vrut eu mai tare să mă duc? La Jin? Bă, Jin nu este înșelător. Bine, mergem așa pe Poco și ajungem aici. Bine, fie că sunt Shark Leon. Bă, să știți că e chiar greluț cu astea dacă nu ești pe calculator. Bine, îmi place tare Mortis, îmi place Crow tot. Bă, de ce am luat-o pe Nita? Hai că și nu te-ai făcută ca lumea. Sped. Sped 200, hai că... Bă, ești direct zbor, bă, ești nebun. Ia. De ce scrie teleport? Oh my god, aici e un alt teleport. Ok, m-a teleportat în alt loc. Sper că să dați like, fiindcă deja comunitatea noastră s-a adunat. Suntem 19 în familia noastră, vă mulțumesc. Fiindcă voi, noi, adică noi creăm viitorul. Trebuie să știți asta. Bă, ești nebun? Băi, boxul meu. Mă rog. Andrei 37356. Boxul ăsta poate merge mai repede. Bine, revin după ce boxul își mai ia un pic de viteză, fiindcă deja mă satură. O, bine, nu m-a trebuit să închid filmare și deja un pic să mai... și mai da viteză. Deci sunt pe al doilea calculator. Păi, ești nebun, e direct merg așa. E direct merg așa, ești nebun. Bine, prieteni, ce am vrut să vă spun, eu deschid propriul meu server de Minecraft pe PC, dar încă este în creare, fiindcă am un pic de probleme, dar serverul de gravă e și propriul meu server, vă aștept pe el. Ne vom juca pe el, de sigur. Și asta? Și asta? Bă, asta e tot? Bă, tu glumești și de că pot să fac așa. Bă, se vede că s-a stărui, dar eu mă stărui mai bine. Ce să-i fac?
Dacă serios, uitați-vă, eu aici trec liber. Da, trec liber, că nu-i nimic. Bine, cât costă un Grabhawk? 40-50 de geuri. Opa. Bine, serverul meu... serverul meu, până când văd că mi-arată că este online. Acum să-mi reîncarc Minecraft-ul. Să vă zice. Băi, zic că se reîncarcă, bă, reîncarcă mai repede, că vreau să văd dacă serverul s-a creat bine. Ok. Și până când în not și până când mă și pe server. Ok, ce fel de server e ăsta? De exemplu, dacă se vă arată și la calculator, sunt 1.000.000 de servere. Hai să faci un pic de lag. Se autentifică? Bă, zic că merge. Zic că... Am s-a putut verifica numele de utilizat. Bă, serverul merge, dar trebuie să mi se autentifice numele. Aha. Bine, numele meu de utilizator nu s-a verificat, dar mă rog. Conexiunea a ieșuat, din păcate. Bine, mă vom... Deja mă bâlbâi. Mă voi uita cum să fac așa, că să fie totul bine. Eu până când aici mă plimb și cât mă plimb, voi și... Mă uitați? Ok, îi reîncarcă. Și autentificând s-a putut... Bă, eu sunt nickname. Ce e cu tine, bă? Bine, reintrăm, cred că nu mi s-a putut reîntra numele. Bă, serverul meu e online numai pentru 4 minute, ești nebun? Numai pentru atâta? Și serverul încă e și vanilla. Adică da, am instalat un server vanilla, dacă se întâmplă ceva acolo, stați că acuși intru. Wow, un pic ești spăimântă. Serverul va fi vanilla, adică voi lăsa, cred că, IP-ul lui. Dar numai pentru 4 minute vă veți putea juca, nu înțeleg de ce așa. Mai face lag. Mă satură când îți faci server numai pentru câteva minute și gata. Păi până la urmă putem vedea voi niște link-uri așa că să-mi pot face eu server. Ca lumea, adică când pot juca eu cu prietenii, cu voi să filmez toate celea. Tot bine și frumos, da? Ok, că e server vanilla. Acum va trebui să-i dau de-asta. Spavan. Păi ești nebun. Iar și... Bine, nu vă spărați dacă vă spun, dar acest cam... cu boxul ăsta cam deja m-am săturat. Nu serios, deja merg. Cât de mult mai am de mers? A, dar de grabă sunt aproape, da. Da. Da, de grabă sunt aproape. Pot un pic să nu mai am griji. Și în următorul episod voi face cu asta, cu modurile. Voi spune top moduri care le folosesc eu și poate le veți folosi și voi. Filet? What? N-am griji, n-am făcut fail. Starting. Ești nebun, deja cred că trec tot obiul, dar tu încă starting mă pui. Da, eu trec obiul, băieți. Ce cobi? Stai. Bă, unii mă pornesc, bă. Oh, nu. Bine, mă rog, cât costă una din astea, o mașinică de asta. 150? Bă, eu abia de un Robux mă am. Pe ceilalți doi mi-ai încheltuit pe o hainuță. Hai, viteză! Exemplu, sunt deprins cu aceste mașinuțe. Bă. Băi, așa troll, bă. Cu mașinile astea, așa muș. Dacă ok, facem așa. Bine, tehnica lui nickname. Da, asta este o tehnică de a mea, așa te învârți și prinzi viteză, cum fel. Bine, până când mi se instalează mie ce, mi se verifică modurile, toate astea trece ceva timp. Încă eu mă joc pe The Launcher. Bă, frate, ăla merge, pur și simplu, așa, dar eu merg cu mașinica.
Bă, învață-te. Mașina e putere. Eu înțeleg că te-ai apucat să fugi. Dar nu chiar de azi. Și mai ales în acest obiu, că ești trebuie să mergi numai. Cu mașinile, cu transportul. Prin asta cred că glumește. Bă, nu mi-am luat carnet de conducere, așa că sunt ca SpongeBob când conduc. Slu, frate. Na, suie. Bă, tot înaintea lui am ajuns. Failed. What the fuck, fraților? Ăsta e și unul din preferatele mele, fiindcă aici se recrează asta. Ia uitați, ea merge pe un... pe un de-asta și eu merg pe un de-asta. Dacă merg un pic mai încet, dacă merg un pic mai încet, am șanse să pierd. Bine, până când ajung eu în... în deal, cum se mai spune, până ajung eu până sus, va lua ceva timp, fraților. Ce glumești cu mine? Bine, eu până când aici țara, așa că merge mai repede. Mai repede timpul merge. Bă, am trecut așa de mult. Bă, și așa că m-am o frică că acuș voi pica în gol și nu vă reuși să ajung până la capăt. Sau cam mi-am luat acest vis și deja ajung. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, ura! Ben? Stai ce? Numai asta? Oh, ok. Înțeleg totul, dar... oh, pe 200. Bă, dacă trec asta... bă, fraților, uitați, vom trece până în deal. Viteza 200. Bă, nu s-a primit, nu s-a primit, bă. Bă, nu s-a primit, că viteza mea nu s-a acceptat încă. Hai. Bă, la mine încă face și lag, băieți. Băieți, fete, face lag rău de tot. Nu știu de ce face lag, dar... bă, tu glumești, tu deci mi-ai dat. Mă rog. O strângeți utiș. Sper că cam atât cu acest episod. 3 minute și deja am jumătate de oră de când vorbesc. Sper că Eugen Bro a postat încă ceva. Interesant. Fraților, vă mulțumesc pentru vizualizare. Nu uitați să vă... când se mai spune, să dați jos și să dați like. Dar dacă unii dintre voi sunteți noi pe canal și nu știți cum vă... de exemplu, tu te-ai uitat la ce te-ai uitat. Tu te-ai uitat, ești s-a încărcat la ce te-ai uitat. Și tu, de exemplu, scrii... vrei un canal, nickname, ai scris, ți-a părut canalul meu, 77 de videoclipuri, joc Among Us live de 5 minute să primite 44 de secunde, mă scuzați, dar am avut un pic de problemuțe cu internetul și de asta nu s-a primit, aici am tot felul de videoclipuri care ți vor fascina, sau, bă, dar une, bine, aici am foarte multe videoclipuri, de exemplu, și... cel mai de top videoclip a fost ăsta, Joc pe muzică, partea a treia, 426 de vizualizări, cam așa. Dacă ți-ai dat abonare, te-ai abonat, ai dat like la un oricare videoclip, adică ai intrat pe live. Ok. Intrăm aici, vedem. Puntăm un maxim, un comentariu, apăsăm pe clopoțel, tot așa. Mulțumesc pentru vizionare tuturor, la revedere!